Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem Gabriel Tănase și Daniel Neguț și vă invităm la o nouă ediție a emisiunii Club 7 ABC, Afaceri Bănci Capital. Emisiunea care vă oferă toate informațiile economice de care aveți nevoie pentru a fi puternici, deoarece, așa cum spune sloganul nostru, informația înseamnă putere. Emisiunea de astăzi este consacrată în mare parte problemelor economice generate de războiul din Ucraina și influențele acesteia asupra țării noastre. Vom vorbi despre strategia Ministerului Antreprenoriatului și Turismului privind turismul, despre etichetele de vacanță și despre cum putem dezvolta turismul rural. Despre dobânzile la credite și la depozitele bancare și despre inflația din țara noastră și ce scumpiri ne mai așteaptă. Bineînțeles că pe parcursul emisiunii, așa cum v-am obișnuit, vom avea și alte informații economico-financiare de actualitate. Și suntem deja în legătură prin telefon cu secretarul de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, domnul Florin Dobrescu. Domnule secretar de stat, săptămâna trecută s-a desfășurat târgul de turism. În acest context, care este strategia Ministerului privind turismul? Bună seara! În primul rând vă mulțumesc pentru invitația la emisiune și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, voi face următoarele precizări. Strategia privind programul de dezvoltare a formelor de turism urmărește dezvoltarea turismului intern și a turismului de incoming în vederea îmbunătățirii circulației turistice, în paralel cu conservarea patrimoniului natural și cultural, creșterea notorietății destinațiilor turistice din România pe piața internă și internațională, diversificarea și dezvoltarea produselor turistice românești și creșterea calității serviciilor turistice din România. Obiectivul general al strategiei pentru promovarea turistică este susținerea dezvoltării și revitalizării turismului din România prin crearea unei imagini pozitive a României ca destinație turistică prin promovarea brandului turistic național, crearea organizațiilor de management al destinației, acestea fiind un grup de lucru tehnic cu participanți din mediul public și reprezentanți ai industriei de turism, dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor și destinațiilor turistice specifice, precum și a activităților de marketing, creșterea atractivității turismului rural, ecoturismului și turismului de aventură, turismului cultural, turismului de sănătate, turismului în natură, etc., realizarea de investiții în infrastructura turistică și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea calității formării profesionale a angajaților din sectorul turismului, în special al celor din structurile de primire turistică. De asemenea, instituția noastră a elaborat Strategia Națională de Dezvoltare a Ecoturismului, aprobată prin hotărârea de guvern numărul 358 din 2019. Viziunea acestei strategii o reprezintă afirmarea valorilor naturale și culturale ale României prin crearea și promovarea unei rețele de destinații ecoturistice cu notorietate pe plan național și internațional. Criteriile pentru desemnarea destinațiilor ecoturistice au fost elaborate în cadrul unor grupuri de lucru interministeriale pentru dezvoltarea ecoturismului în România, din care au făcut parte Autoritatea Națională pentru Turism, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Turism și Asociația de Ecoturism din România. Domnule secretar de stat, un moment, spuneați puțin mai devreme că Ministerul este preocupat de creșterea calității serviciilor turistice și că aveți în vedere și o pregătire a personalului. Cum veți putea face acest lucru? Una fără alta nu se poate. Într-adevăr, oamenii trebuie pregătiți pentru că de multe ori calitatea serviciilor în turism depinde chiar de calitatea omului, calitatea angajatului. Veți face noi angajări în unitățile turistice pe anumite baze? La nivel de minister s-a relaționat cu reprezentanții industriei de turism și se caută soluții în vederea identificării școlarizării viitorului personal care să deservească sectorul turismului, astfel încât calitatea
profesională să fie la un nivel crescut. Reușind astfel să îmbunătățim calitatea serviciilor turistice din România. Nu stă doar în baza Ministerului Antreprenoriatului și Turismului identificarea acestor soluții, așa cum am precizat și mai devreme, activitatea se desfășoară în grupuri de lucru interministeriale, ocazie cu care se discută și sper să se găsească și soluții la astfel de probleme. Și o altă problemă pe care ați anunțat-o, aceea legată de turismul rural, de ecoturism. Avem destul de multe unități turistice în țară, avem destul de multe pensiuni turistice. Acum nu știu dacă sunt identificate toate sau nu, dar oricum ele arată și cât de frumoasă este țara noastră, pentru că mai ales de sărbători pensiunile sunt pline. Aveți în vedere o ofensivă pe această direcție a promovării turismului rural? Da, ca să fiu mai concis, în prezent în România sunt certificate 5 destinații ecoturistice, urmând ca și alte destinații să intre în procesul de evaluare și certificare. Printre destinațiile certificate până în prezent de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului pot enumera Țara Dornelor, județul Suceava, Eco Maramureș, Zărnești, Piatra Craiului, județul Brașov, Țara Hasegului, Retezat, Ținutul Zimbrului în județul Neamț. Da, sunt zone foarte frumoase și într-adevăr e bine să le promovăm și să le scoatem în evidență. Altă... Cu privire la promovarea turismului rural, pentru promovarea acestui turism, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului întreprinde în prezent diverse acțiuni, având în vedere ca pe viitor acestea să fie diversificate, cum ar fi desfășurarea campaniilor de instruire cu privire la modele de bune practici și acordare de asistență tehnică întreprinzătorilor, promovarea și valorificarea arhitecturii tradiționale prin încurajarea cetățenilor să păstreze arhitectura specifică locului la construirea structurilor de primire turistice, promovarea și valorificarea patrimoniului cultural material prin includerea acestui patrimoniu în programe turistice și rute cultural-turistice. Da, direcții interesante și, într-adevăr, idei foarte interesante și utile, pe de altă parte. Și ajungem la un al treilea subiect pe care am dorit să îl discutăm astăzi. Este legat de voucherele de vacanță. Știu că s-a dat o decizie prin care cei care mai au vouchere le pot utiliza până la jumătatea acestui an. Va continua programul? Prin ordonanța de urgență numărul 131 din 17 decembrie 2021 a fost reluată procedura de acordare a voucherelor de vacanță în sistemul bugetar. Menționa că în sistemul privat acestea se pot acorda în continuare în cuantumul a 6 salarii minime pe economie. Voucherele emise în anul 2019, respectiv 2020, au valabilitatea prelungită până în luna iunie anul curent, așa cum bine ați precizat și dumneavoastră, iar aplicabilitatea acestei ordonanțe de urgență a Guvernului are aplicabilitatea este până la 31 decembrie 2026, deci vom beneficia de vouchere, cetățenii vor beneficia de vouchere o perioadă de 5 ani. Implementarea legislației de acordare a voucherelor de vacanță a avut un efect pozitiv în dezvoltarea industriei turistice, în perioada când acestea au fost acordate, fiind totodată și un colac de salvare în perioada pandemiei. Acest lucru este și un exemplu de bună practică în dezvoltarea turismului din țara noastră, determinând creșterea numărului de structuri de primire turistice care s-au clasificat ca urmare a aplicării legislației privind voucherele de vacanță. Beneficiile acestui program sunt stimularea circulației turistice în țara noastră, reducerea practicilor ilegale sau pe cele aflate la limita legii în ceea ce privește cazarea turiștilor, crearea unor noi locuri de muncă și sprijinirea comunităților locale.
Da, mulțumim secretarului de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, domnul Florin Dobrescu. Mulțumim pentru aceste informații. Și îți propun să mai rămânem puțin în acest domeniu al turismului și să spunem telespectatorilor noștri că joi Ministerul de Resort a publicat anumite clarificări referitoare la certificatul de clasificare pentru operatorii economici și persoane fizice. Chiar, după cum știi, domnul ministru Constantin Daniel Cadariu a făcut o precizare și o declarație în acest sens legată de acest lucru. Și spunea dânsul, clasificarea reprezintă o măsură de protecție atât pentru turist cât și pentru proprietar, existând forme legale care să stea la baza relației dintre cei doi. A apărut aceste clarificări pentru că în urma ordinului de ministru publicat marți, 1 martie, în Monitorul Oficial, s-a crezut că se restricționează sau se interzice închirierea apartamentelor în regim hotelier. E bine, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului spune că această reglementare nu interzice închirierea apartamentelor exact. În regim hotelier, doar că va fi nevoie de acceptul vecinilor din bloc pentru a închiria apartamentul în regim hotelier. Iar în situația în care unul din vecini nu este de acord, acesta ar putea primi ajutor din partea administratorului asociației. Da, este vorba vecinii cu pereți comuni. Vecinii cu pereți comuni, da, nu am specificat asta. Și în cazul în care există o lipsă de dialog cu vecinii, dacă nu te înțelegi cu ei. Se poate adresa administratorului codomeniului, blocului. Care ar trebui să fie de acord. Care ar trebui să fie de acord, da. De acord cu majoritatea celor membrilor asociației. Deci nu-și dă el acordul, pur și simplu majoritatea votului membrilor asociației. Până la urmă, deci orice persoană fizică își poate închiria apartamentul în registru turistic, dar după obținerea unei clasificări exact, din partea da. Ministerului da. Antreprenoriatului și Turismului, da. Clasificare care se poate obține, spune Ministerul, gratuit. În mod gratuit. Da. Este bine că a venit această precizare de joi legată de această problemă și în continuare, dragii noștri, vă propunem câteva minute de publicitate.
duminică 6 martie de la ora 21 vă invităm la prima ediție emisiunii Cafeneaua Muzicienilor de la Tele7ABC. Începem cu o ediție specială dedicată exclusiv Eurovizionului. Cum a fost Eurovizionul, selecția națională din România. Așadar, duminică 6 martie, ora 21 la Tele7ABC, emisiunea Cafeneaua Muzicienilor. Am revenit și vom continua cu evoluția cursului în această săptămână. Da, să vedem ce a mai făcut leul nostru, cum s-a raportat la principalele valute, așa cum arată datele Băncii Naționale a României. Până acum, în emisiunile trecute, am vorbit doar despre euro, dolar și franc elvețian. Acum, în contextul situației din Ucraina, vom arăta și cotațiile rublei. Vă spunem deja că până joi rubla a scăzut, dar iată că vineri a înregistrat o ușoară creștere. Și hai să începem să prezentăm aceste cotații, așa, dar euro. Am avut luni 4,9480, marți a fost 4,9487, o ușoară creștere. Miercuri a fost 4,9490. Încă o ușoară creștere. Joi 4,9489, o ușoară scădere. Și vineri a fost 4,9491 lei. Cotația de vineri este valabilă și astăzi. Dolarul? Pentru dolar am avut luni un 4,4218. Pentru marți a fost 4,4256, o ușoară creștere. Pentru miercuri a fost 4,4590, din nou o creștere mai mare. Pentru joi a fost 4,4635. Iar vineri 4,4984, iarăși o creștere destul de mare de lei. Francul elvețian? Francul elvețian a fost luni 4,7957, marți a avut 4,8099, o ușoară creștere. Miercuri 4,8551, din nou o ușoară creștere, chiar mai mare. Joi 4,8535, o scădere un pic, iar vineri? Vineri 4,8979, o creștere destul de mare de lei, spuneam 4,8979 lei. Rublă, deci spuneam că în actualul context al situației din Ucraina am inclus aici și cotațiile rublei. De marți până joi a crescut și de marți până joi a scăzut foarte mult rubla, iar vineri a înregistrat o ușoară creștere, așadar marți a fost 4,57 de bani, nu de lei, miercuri 0,416, adică 4,16 bani. Joi a fost 3 bani și 81. Iar vineri a fost 3,93 de bani, iată o ușoară creștere. În toată această perioadă de turbulențe, aurul a rămas un activ căutat de investitori, astfel încât gramul de aur s-a scumpit de la 270,7414 lei luni. A ajuns vineri la 281,5126 lei, iată o scumpire foarte mare, de la 270 de lei, așadar la 281 de lei, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, în vremuri de criză, aurul rămâne cel mai căutat activ. Și suntem acum în legătură prin telefon cu Irina Chițu, Managing Director la Finzum.ro. Bun găsit! Bine v-am regăsit! În tot acest context, scăderi, creșteri de valute și, mă rog, euro, dolar, franc elvețian, ceea ce interesează pe români în creditele lor. Ce ne puteți spune?
Am auzit și comentariile de mai devreme în legătură cu valutele. Este normal, pentru că în condiții de criză oamenii se duc către active care oferă siguranță, adică odată către cash sau alte active lichide care se pot transforma urgent în bani. De exemplu, acum vedem că se apreciază dolarul, francul, deci se apreciază monedele în care prezintă încredere. E cerere mai mare de valute fortec, da? Acelea care sunt considerate mai stabile. S-a văzut într-adevăr și la noi în ultimele zile că oamenii s-au dus către retrageri de euro, de exemplu, de la bancomate, să-și facă rezerve de cash, însă oamenii trebuie să evite să ia decizii sub impulsul momentului, fiindcă au oricând acces la acești bani, la proprii bani din bancă, da? Să utilizeze cardurile în tranzacții, să nu scoată numerar mai mult decât au nevoie în mod normal. Pentru că, în general, în astfel de perioade apare panica. Și panica te poate face să acționezi nechipzuit. Zvonurile, de exemplu, știrile false alimentează o astfel de panică. Deci e clar că nu trebuie mers să-ți retragi bani sau nu. Deci e clar că banii în bănci sunt în siguranță și garantați, asta trebuie spus de la început. Și sistemul bancar românesc e unul solid, băncile au solvabilitate peste cerințele băncii centrale europene, dispun de lichiditate suficientă. Dacă vor să schimbe, de exemplu, în euro, sunt două sau dolari, avem două bănci în sistem care poate să schimbe euro și dolari la curs PNR în fiecare zi, într-adevăr într-o altă limită de 1.000-1.500 de euro, dar este la cursul afișat de PNR, iar previziunile pentru cursul euro rămân stabile, adică se vede că avem un euro care a fluctuat foarte puțin în limitele care de maxim 2% care suntem obișnuiți în ultimii ani, deci este ok. În schimb, dobânzile la credite au crescut și au crescut vertiginos în ultima perioadă, acum nu numai din cauza războiului, ci din cauza inflației foarte picate în țara noastră, o inflație care a început să crească încă de la sfârșitul anului trecut, că a fost peste 8%, și acum este peste 8%, acum s-a mai adăugat și partea cu războiul și va avea resurse mai scumpe, da? Și prețurile la noi inflația crește. A crescut și prețurile, da, la mărfurile din import. Deci, inflația în continuare este mare și atunci arma pe care o are Banca Națională pentru a lupta cu inflația sunt dobânzile, să crească prețul banilor, da? Să crească dobânda de politică monetară. Acum dobânda de politică monetară este 2,5%, iar băncile se pot împrumuta de la Banca Națională, deci dobânda de creditare este 3,5%. Dar vedem deja că roborul, da? Deci cu cât se împrumută băncile între ele atunci când au nevoie de lichiditate, a depășit 4%. Deci da. E clar că este presiune pe a se crește și mai mult dobânzile. Probabil că la următoarea ședință de politică monetară vom vedea o creștere a dobânzii cheie. Acum, aș vrea să explicăm puțin, să explicați puțin ce se întâmplă și pe partea aceasta a Rusiei. Banca Centrală a Rusiei are o dobândă cheie acum de peste 20%. Da, așa este. De ce? La ce o ajută? Vedem că pe piața solidite. Românească rubla s-a devalorizat. Da. A fost obligată să o ridice tocmai pentru că pentru a lupta intern, să zic așa, odată că au fost înghețate activele băncii centrale din Rusia, active aflate peste granițele țării, astfel că Banca Centrală a Rusiei nu mai are acces la rezervele sale și e nevoită pentru a susține rubla să apeleze la rezervele valutare interne și să tipărească bani sau să tipărească bani, ceea ce duce la creșterea inflației și acolo la ei.
Apoi mai este această blocare a accesului unor bănci rusești la sistemul internațional de SWIFT. Da, am ajuns la o temă interesantă, chiar aș vrea să ne explicați ce înseamnă acest lucru. Sistemul de SWIFT este un sistem care asigură servicii de mesagerie financiară securizată între bănci, adică băncile respective care nu mai au acces la SWIFT nu mai pot să transmită sau să recepționeze mesaje despre plăți internaționale. Blocarea, de fapt, a unui participant la SWIFT blochează posibilitatea ca acesta să primească rapid niște mesaje despre plăți. Transferurile efective de fonduri bănești nu se pot efectua fără schimbul acesta de informații securizate între bănci. Adică ce se transmit prin aceste informații? E ca un mesaj, ca un e-mail, să zic așa, dar securizat între bănci, cu informații privind elementele care ajută, să zicem, să identifici cine plătește, plătitorul, beneficiarul, care sunt conturile, ce sumă se transferă, care este valuta. Deci schimbul de informații este legat de această adresă. Nu se transmit efectiv bani, fondul bănești prin SWIFT, ci aceste mesaje securizate text. Acum Rusia are 300 de bănci. Sunt doar câteva vizate să li se oprească acest accesul la sistemul SWIFT. De fapt, totul se face printr-un cod SWIFT. Deci acest cod are rolul de a identifica în mod unic o instituție financiară sau o sucursală. E de fapt o adresă electronică care permite transmiterea acestor informații financiare între bănci. Și acum, ca efecte al acestei blocări a accesului la SWIFT, reduce capacitatea Rusiei de a acționa la nivel global, pentru că nu mai poate să facă tranzacții internaționale rapide în diferite valute. Apoi rubla se va devaloriza, pentru că deja și oricum deja se devalorizează, pentru că nu mai poate fi folosită, de exemplu, în afara țării, fiind oprite aceste tranzacții. Sunt îngreunate și chiar pot bloca anumite importuri, exporturi ale Rusiei, care depind de valută. Se pot reduce, de fapt, duce la reducerea lichidității în sectorul bancar. Am înțeles. Deci acum nu vor fi suficienți bani. Da, dacă ar fi să revenim... Banca Centrală va fi nevoită să tipărească bani. Da. Dacă ar fi să revenim puțin în țară, înțeleg că nu este o perioadă în care oamenii să facă împrumuturi, credite bancare. Da, în niciun caz. Deci este foarte mare, să fie foarte mare atenție și prudență, pentru că, în primul rând, trebuie avut în vedere să nu te supraîndatorezi, ca să nu fii obligat să trebuiască să scoți bani pentru rate, indiferent de situație. Să nu fii presat de nimic, să nu stai cu frica aceea, să nu dormi liniștit noaptea, să zic așa, pentru că nu-ți ajung banii să plătești datoriile. Fiindcă poate să fie aceste datorii și la bancă, dar poate să fie și la, nu știu, la telefon, la gaze, la curent. Și de aceea te poți pregăti. Și întotdeauna acesta nu e doar în situația aceasta de criză, de exemplu. Se aplică în orice tip de criză personală sau națională sau internațională, ca să treci mai ușor peste aceste crize, trebuie să ai un fond de urgență și un fond de siguranță, să nu te supraîndatorezi și să nu intri în panică. Da, oricum cei care au deja credite vor avea de plătit cu câteva zeci de lei mai mult ratele. Și deja... În special cei care sunt împrumutați cu dobândă variabilă înainte, cu credite luate înainte de mai 2019, care sunt dependente de acest indice ROBOR și care am văzut că a crescut față de anul trecut, e dublu, chiar mai mult. Indicele IRCC, celălalt indice în care acum se pot lua creditele cu dobândă variabilă în lei, este la minime istorice. Este chiar cea mai mică valoare care a fost vreodată pentru acest indice. De ce? Pentru că este decalat cu două trimestre calculul lui. Deci el nu a prins încă
aceste creșteri de dobândă, de, se, s-a calculat pe baza dobânzilor cu care se împrumutau băncile între ele anul trecut, când încă nu aveam mari aceste dobânzi. Dar va crește și el, asta e de reținut, pentru că va prinde de la 1 aprilie deja se va face 1,86, acum e 1,17 IRCC-ul. Iar apoi va crește și mai mult, pentru că prinde această perioadă de acum cu dobânzi crescute, duble. N-are cum să, să fie mic. Informații care... Da, e bine să ne pregătim înainte. Mulțumim pentru aceste... Da, și ca idee, dacă tot am vorbit de credite cu dobândă variabilă, este de mers către, dacă chiar ai nevoie de un credit și nu poți altfel, ți-ai făcut toate calculele, te duci neapărat către un credit cu dobândă fixă, cât mai mică, pentru că acum sunt dobânzi fixe mici în piață, sub indicele Robo. Deci este, găsești dobânzi la, fixe la 3,99 la credite ipotecare, de exemplu, iar Robo este 4,05. Da, dar peste un an, peste un an. O marjă. Deci exact, n-ai cum să ai atât de mică rata. Deci orice refinanțare cu dobândă fixă este benefică la oricare credit cu robor. Da, dar o refinanțare pe durată mare, eu cred că peste vreo 2 ani roborul se va înjumătăți și rămâi la acea dobândă, la acel robor mare de acum. De exemplu, ipotecarul un credit cu dobândă fixă pe 5 ani și îți propui să ți-l dai în avans să scapi de el cât mai repede, ai doar de câștigat. Da, pentru mulțumim că, pentru aceste... Dobânda e mică. Mulțumim pentru aceste informații doamnei Irina Chițu, managing director la finzum.ro. Și deci să nu te împrumuți acum. Niciodată. Așa. Înțeleg că n-ai credit. Nu. Ești un, și nici nu... Ești un fericit. Și da. Să mai spunem că Banca Națională a României a publicat la începutul lunii, de pe 1 martie, a publicat situația rezervelor sale internaționale pentru februarie 2022. Da, la 28 februarie, rezervele valutare din Banca Națională a României se situau la nivelul de aproape 42 de miliarde de euro, față de puțin peste 43 de miliarde pe până la 31 ianuarie. Deci aceluiași an. A scăzut, da, aproape un miliard. Cu un miliard. Asta s-a întâmplat din cauza, așa cum se numește în limbaj de specialitate, intrărilor și ieșirilor de valută, care, mă rog, reprezintă și rezervele la instituțiile de credit și alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, de pildă intrările, iar ieșirile ar putea fi modificarea rezervelor minime în valută, plăți, rate și dobânzi în contul datoriei publice și așa mai departe. Deci să mai spunem că rezervele de aur s-au menținut la 103,6 tone, la aproximativ 103 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor din acum au crescut prețurile internaționale. Da, da, da. Aurul a crescut, ceea ce e bine că ne-am menținut rezerva de aur. Acum să aflăm ce s-ar putea întâmpla în viitorul apropiat sau ce ne așteaptă, inclusiv în contextul războiului din Ucraina, în România, ce ne așteaptă cu privire la prețuri, pentru că tocmai vorbisem puțin mai devreme că inflația este de peste 8%, se așteaptă, sau mă rog, se spune că va depăși 9%, 10%. Vedem ce se întâmplă. Suntem în legătură prin telefon cu domnul Adrian Izvoranu, vicepreședinte Patronatul Român. Bun găsit! Bună ziua, vă rog! Bună ziua! Așadar, ce facem cu prețurile? Da, întrebarea e directă, răspunsul nu poate fi la fel de scurt și de direct. Bineînțeles că orice vânzător, orice om de afaceri încearcă să-și adapteze prețul la acceptabilitatea pieții, la cât poate să-și permită piața. Din păcate, piața își poate permite din ce în ce mai puțin, inflația mușcă din venituri, veniturile sunt din ce în ce mai probabile, mai imprevizibile,
situația geopolitică accentuează sau agravează această tendință care era deja stabilită și atunci nouă nu ne rămâne decât să stăm cu prețurile pe linia de plutire. Din păcate, vă spun din capul locului, am avut peste 20.000 la sfârșitul anului trecut, peste 20.000 de firme care ne-au dat situații alarmante și care ne-au spus că închid, suspendă sau se retrag din piața românească. Foarte mulți, asta e cel mai grav și mai neplăcut dintre lucrurile care mi s-au întâmplat, foarte multe firme care s-au mutat din România în țările vecine, în Ungaria și în Bulgaria. Unde se pare că se simt mai protejați, se simt mai dorite produsele lor și unde și posibilitatea de valorificare a producției este mai sigură ca în România. Și atunci, e clar că prețurile vor crește. Asta nu cred că trebuie să vă demonstrez eu sau să vă spun eu ca pe noutate, pentru că cred că știe toată lumea, barilul de petrol a luat-o în sus și nu s-a oprit. Energia se scumpește în condițiile în care singura soluție pe care se pare că a pus-o guvernul pe masă au fost niște investiții necesare de altfel și pentru care cel puțin eu personal militez de vreo 2 ani de zile când spun nu e cazul să punem întrebări stupide și să diminuăm TVA-ul sau să inventăm tot felul de manevre de-astea așa de buzunar, câtă vreme prima și cea mai sigură soluție este creșterea producției de energie în România. Slavă Domnului, având România toate condițiile pentru asta. Deci se poate. Cum putem crește această producție? Păi, prin două metode simple, în primul rând. În primul rând, prin punerea în funcțiune a capacităților oprite, pentru că nu există nicio explicație logică, nimeni nu poate să-mi demonstreze mie că a fost ceva în capul celor care au lăsat lacurile de acumulare din România să se colmateze, astfel încât să avem vreo 30 și ceva, aproape 40 de centrale electrice, hidroelectrice, oprite din cauza imposibilității de a folosi bazinele de acumulare. După aia, povestea asta cu zelul ăsta, pe care nu mi-l explic, cu care s-au oprit termocentralele din România, în condițiile în care nu eram nici cea mai mare consumatoare de energie termo, nu eram nici cea mai poluantă producătoare de energie termo. Deci lucrurile astea făcute așa pe picior și nici nu știu, eu nu vreau să acuz pe nimeni, nu vreau să spun că nu sunt conspiraționist de fel, dar nu se poate să vină cineva să-mi explice mie că din cauza poluării și din cauza nu știu cărei restricții date de nu știu cine, vezi, doamne, trebuie să-mi închid eu termocentralele când eu am criză energetică. Este o linie europeană. Care pe mine m-a marcat foarte mult acum niște ani, mai mulți ani așa, când era un ministru, un domn foarte simpatic de pe la PDL, ministrul economiei, și căruia îi spuneam de atunci, repet, deci cu mulți ani în urmă, îi spuneam despre nevoile pe care le are la vremea respectivă, toată industria energetică era în patronatul nostru, în Cepisc. Și știam ce nevoie au oamenii ăștia și știam ce nevoie au de retehnologizare, de modernizare, de reparații capitale la utilaje și așa mai departe. Și mi-a spus, doamne, dar ce te agiți atâta că noi nu consumăm cât producem? Și am zis, băi frate, dacă un ministru al economiei îmi dă un asemenea răspuns, înseamnă că suntem pierduți. Suntem în pragul unei crize energetice. Repet, asta o spuneam acum, cred că sunt mai mult de 10 ani de atunci. Tipul ăsta de lipsă de viziune, a spune că n-ai ce face cu energia, vezi, doamne, nu consum atât cât produc. Foarte bine, poți să produci de 10 ori cât consumi, slavă Domnului, de energie e nevoie întotdeauna pe planeta Pământ. Niciodată n-am fost în exces de energie, aveam prea multă și n-aveam ce face cu ea. Adică, vedeți, de la asta trebuie plecat. De aici încolo putem să umblăm la finețuri. Putem să umblăm la, eu știu, putem, de exemplu, să ne întrebăm unde e diferența asta. Dacă mi explică și mie cineva, am pus întrebarea asta public, am pus-o și în dialogul social, am pus-o și direct miniștrilor, nu mi-a răspuns nimeni concret. Dom'le, dintr-un preț de producție de 1, îmi poate explica și mie cineva unde sunt cei 9, adică surplusul, adaosul ăsta comercial, până la prețul meu de vânzare? Păi zice, domne, certificatele de bioxid de carbon, ok, cât reprezintă astea?
2, tot mai rămân 6. Și atunci am constatat așa, băi, producătorul nu i-a luat, pentru că ăla vinde la un preț mic, furnizorul respectiv, end user, cel care îmi vinde mie, care îmi distribuie energia, e adevărat că la el se adună toți, dar el la rândul lui n-a cumpărat la prețul ăla exorbitant și înseamnă că între producător și distribuitor există un lanț obscur de intermediari care, ce să vezi, au contracte pe 3 ani, pe 5 ani, pe 7 ani și care au plătit prețul ăla mic al producătorului și care pur și simplu speculează prețul respectiv. Și atunci, iertați-mă, nu mă simt deloc confortabil când știu că mă guvernează un guvern care este orb și insensibil la faptul că se face speculă cu energie în plină criză energetică și nu ia nicio măsură acolo. Acolo trebuie luată măsură. Dar este o problemă a tuturor guvernelor de până acum, până la urmă, că nu s-au luat anumite măsuri. Vedem ce va fi de acum încolo. Aș vrea să trecem mai departe de această problemă a energiei. Deci dumneavoastră vedeți în continuare scumpiri ale tarifelor. Absolut. Și înseamnă... Deci în primul rând gândiți-vă că situația dezastroasă a balanței comerciale naționale, faptul concret și incontestabil că noi consumăm peste jumătate, în unele sectoare până spre 80%, poate chiar mai mult, din consumul, din inputurile de materiale cu care noi, industria mică sau mare, pe care le procesăm și care încercăm să le dăm plus valoare, le aducem din import. Ca să nu mai spunem că cea mai mare parte din produsele finite care sunt în magazinele românești sunt din import, gândiți-vă că inflația respectivă, aceste prețuri imense, sunt până la una alta importate. Nici măcar nu ne aparțin și nici măcar nu le putem influența. N-avem cum să le influențăm. La chestia asta așteptam niște politici, niște măsuri, niște ceva cu urmări concrete din partea guvernului adresate economiei românești. Economia românească este compusă în mare parte din firme străine care lucrează pe teritoriu. Deci noi participăm cu suprafața la chestia asta și cu o forță de muncă prost plătită. Incomparabil mai prost plătită decât același lucru, același produs, același producător la el în țară, în țara de unde vine. Păi la un moment dat acesta era unul dintre aturile României, forța de muncă. Nu, ăla a fost un atu fals, l-am criticat întotdeauna. Dacă noi credem că forța de muncă este... dacă am fi avut niște prețuri de 10 ori mai mici ca în Franța și puteam să ne menținem o forță de muncă de 10 ori mai mică ca în Franța, da, era o mare afacere pentru România. Înseamnă că noi, de fapt, eram competitivi în ce privește productivitatea muncii, calitatea muncii, competitivitatea forței de muncă și așa mai departe. Din păcate, nu e așa. Din păcate, avem prețurile ca acolo, salariile de 10 ori mai mici. Și în condițiile astea, iertați-mă, unde e nivelul de trai? Degeaba am creștere economică, creștere economică, așa cum e măsurată și cum e exprimată în România prin PIB, iertați-mă, PIB-ul este un indicator cantitativ. El spune cât s-a facturat în țara asta în decursul unui an. Când zic facturat, nu mă refer neapărat la producție, că și facturile pe consum, cum se cheamă alea, pe izolete, da? Și alea s-au pus când ne-a crescut PIB-ul foarte mult. Și facturile la măști s-au pus când ne-a crescut PIB-ul foarte mult și când am avut acea creștere spectaculoasă cu care s-a lăudat un domn care era prim-ministru atunci. Deci toate facturile emise din țara asta nu înseamnă neapărat că sunt lucruri produse și care au dus plus valoare și care au lăsat în urmă taxe, impozite, salarii și cheltuieli firești economice. Și nu înseamnă neapărat creșterea economică. Să spun. Deci creșterea economică nu înseamnă neapărat, nu e într-o corelație obligatorie cu nivelul de trai. Dacă vrei să discutăm de nivelul de trai, atunci să vorbim de indicatorii de sustenabilitate. E adevărat că sunt mulți, sunt vreo 160, dar ăia exprimă într-adevăr nivelul de trai. Păi noi ne-am auzit niciodată, nici măcar din partea INS-ului, cu toate că INS-ul ține asemenea evidență. Niciodată ne-am văzut publicați ăștia, în afară de lucrările de specialitate pe care nu le are toată lumea. Să sperăm că se vor mai așeza prețurile totuși până la urmă, măcar spre final de an, așa? Nu văd...
dacă mă întrebați de speranțe, ok, ca să dăm așa o notă de optimism și să zicem că să fie bine, să nu fie rău, ok, putem face o discuție de asta, dar nu e o discuție serioasă. Nu există niciun fel de tendință previzibilă în următoarea perioadă, astfel încât să ne așteptăm la o, nu la o scădere, măcar la o stagnare a prețurilor. E clar că vor crește prețurile la carburanți, e clar că vor crește prețurile la energie, e clar că va crește prețul forței de muncă, pentru că e firesc așa, oamenii nu se mai ajung cu veniturile, sunt extraordinar de mici veniturile, incomparabil mai mici decât nevoile și obligațiile pe care le-au oamenii de plătit. Și atunci, iertați-mă, nu văd niciun fel de unde ar putea veni o ieftinire, o scădere a prețurilor, măcar la produsele de bază, la alimente, la energie, la carburanți, măcar la astea, dacă nu la altele. Măcar în toamnă, când vor veni și produsele românești, recoltele, nu? Doamne, asta e una din cele mai grave chestii care se va întâmpla anul ăsta în România și o să o vedeți. Îmi pare că sunteți cam pesimist. Nu, dar așa e, asta e realitatea. Gândiți-vă așa, haideți să o luăm pe rând. BASF-ul e aproape de închis. A spus că BASF-ul, atenție, nu vorbim de vreo prăvălie de asta de 2 lei de la colțul străzii, vorbim de BASF, de cel mai mare producător european de produse necesare în agricultură, de îngrășăminte și tot ce înseamnă insecticide și așa mai departe, da? Azomureș e închis de mult. La revedere! În condițiile în care iarna asta am văzut zăpada cât să ne facem o poză, un selfie într-o zi, da, două, sau mă rog, a fost pe la munte, dar niciun caz pe câmpurile României, în condițiile în care satele sunt depopulate, oamenii au plecat disperați, nu prea mai are cine să muncească, în condițiile în care ca să găsești un muncitor la țară să-ți facă, nu mai vorbesc de tractoriști, de oameni care să aibă calificare, vorbesc de om să pună mâna pe lopată, să te ajute la oi, la capre, la... Deci, forță de muncă nu, îngrășăminte nu, sistemele de irigații nu. Îmi spune și mie de unde vă așteptați să recolta aia minunată la toamnă? Din tradiții. Din tradiții, corect. Okay. Păi, din speranțe, să sperăm și vă propun să avem o emisiune dedicată agriculturii în viitorul apropiat, ca să dezbatem mai mult aceste probleme. Deocamdată înțeleg că nu prea sunteți optimist în ceea ce privește prețurile, în privința prețurilor. Aș vrea să fiu, dar nu există, dincolo de asta, îmi cere să spun niște lucruri de care n-aș vrea să mi le puneți după aia la toamnă, să spun, dom'le, ai spus că o să fie bine și uite ce a ieșit. Nu, eu nu văd niciun fel de lucru care s-ar putea întâmpla și care să schimbe această tendință dezastroasă în care ne găsim acum. Și din punctul de vedere al firmelor, al IMM-urilor, spuneați că deja foarte multe au dat faliment, ce s-ar aștepta? Eu știam, din teorie așa, că aceste întreprinderi mici și mijlocii sunt niște unități care se pot adapta foarte repede și să scape cât de cât de anumite constrângeri. Da, discutam acum câteva zile într-o emisiune, era o domnișoară foarte simpatică și foarte citită de altfel, adică ce spuneai acolo, ca și ce spuneți dumneavoastră acum, sunt lucruri de manual, așa este. Întreprinderile mici și mijlocii, în principiu, sunt foarte elastice, ele schimbă imediat profilul, structura producției, excelent, bravo. Așa scrie în carte, așa se întâmplă în realitate. Numai că, în momentul în care eu produc ca firmă mică, un produs oarecare, uite, să zicem, nu știu, confecții metalice sau eu știu ce vreți dumneavoastră, în ce domeniu vreți, produse alimentare. Și eu le produc în condițiile în care mie mi se scumpește energia, gazul, că nu pot să le fac fără energie, fără gaze, fără asta, cu de 10 ori mai mult. În condițiile în care eu lucrez artizanal, pentru că eu nu am competența și nu am dotările tehnice și nu am managementul și nu am suportul financiar al băncilor precum concurentul meu industrial, da? Eu sunt un atelier care face ceva. Eu am acolo un amărât de contabil care, dacă e în firmă, dacă nici măcar ăla s-ar putea să fie externalizat, eu am acolo câțiva muncitori care nu sunt geniile produsului respectiv, pentru că nu pot să-i plătesc la o asemenea calitate. Eu am un transport de regulă improvizat, că n-am 7000 de tipuri de mașini, am una și pe aia o adaptez de la un transport la altul și așa mai departe. Deci eu nu am cum să fiu competitiv
cu industriașul care face același produs pe bandă sau dacă îl importă din China unde se face de 100.000 de ori mai mult decât îl fac eu, și atunci care e acel element care mă face pe mine să fiu competitiv? Vă dau un exemplu. Am fi putut fi competitivi dacă, de exemplu, cândva s-a început un proiect pe care îl știu foarte bine pentru că mi-a picat în cap. De fapt, eu am greșit pentru că eu m-am băgat în proiectul ăla de unul singur și după aia mi s-a spart, mi-a explodat în față grenada asta și anume cu produse alimentare tradiționale. Că tot am zis de tradiții. Da, era o chestie nemaipomenită pentru că România se găsește în situația fericită, să zic. Eu, din punctul meu de vedere, e o situație fericită de a avea încă peste 3 milioane de mici exploatații agricole în evidență, față de următoarea clasată, de exemplu, care e Polonia și care are de 3 ori mai puține, Polonia fiind una din țările cu ceva trecut asemănător cu al nostru, da? Și era o mare găselniță dacă noi puteam să facem din aceste microcapacități agricole, să facem surse pentru a putea produce produse și procesate, deci produse fresh și procesate agricole din România, care să intre pe piața românească direct, fără să mai treacă prin depozite, prin procese industriale, costisitoare și așa mai departe. Da, este chestia... o idee care trebuie reținută, însă n-aș vrea să intrăm prea mult în detaliu. Spuneam că poate o să avem o emisiune ceva mai dedicat agriculturii, să nu spunem chiar tot acum. Nu, putem să discutăm de ce vreți. Putem să discutăm de confecții, de exemplu, da? Cum pot eu să fac față dacă eu aș face confecția? Dacă am o mică croitorie, un mic atelier de croitorie, știți foarte bine că nu se mai îmbracă nimeni pe comandă. Când eram eu am vârsta la care am apucat, când tata își făcea costumele pe comandă, se făcea la croitor. Unde, Doamne iertă, mă mai găsiți acum un croitor? Vă dau eu câteva adrese. Care de regulă se cheamă casă de mod, așa zice, nu-i ce croitor. Așa. Ca și la frizer, nu-mi zice, zice hair stylist, că mi-e și rușine, băi, vreau să mă tund, nu vreau să-mi pun pără pe bigodiuri. În sfârșit, ca să pot să fac un serviciu, un produs din ăsta, indiferent, repet, în ce domeniu vreți, în orice domeniu, și până și în instalații, și în construcții, și să-l pot face eu la nivel de IMM, cu mijloacele care nu sunt la fel de competitive, nu sunt la fel de performante ca ale industriale. Da, dar eu aș merge. Eu aș merge totuși pe partea pozitivă și aș vrea să încheiem pozitiv pe această idee pe care am spus-o. IMM-urile sunt cele care se pot adapta rapid. Nu vreau să intrăm în discuții foarte mari. Acum nu mai avem timp, numai că, iată, s-au legat de măști, au început să fabrice măști. O unitate industrială mare nu are această capacitate de a se adapta, să-și adapteze toată linia tehnologică dacă e nevoie de, nu știu, suzete, să-și facă repede suzete. Nu poate, IMM-ul poate. Poate să se adapteze în funcție de cerințe. Să fac activitate economică și în România și în afara României. Doamne, când m-am dus în Italia, vreau să spun că la vremea aia, când la noi dura câteva luni de zile ca să-ți faci o firmă, acolo mi-am făcut-o în 3 zile. În momentul în care am făcut firma, m-am dus la bancă și m-a chemat omul ăla pe care îl vedeam prima dată în viață și care era ofițerul meu de cont. Atunci am aflat și eu ce dracu era ofițer de cont. Și ăla m-a întrebat ce vreau să fac și i-am spus asta, asta și asta. Bun, zice, faceți un business plan, uite așa să facem, mi-a dat un model, îl scrieți și vă deschidem o linie de credit. Vreau să văd și eu, hai să facem o dată o experiență, uite, o experiență jurnalistică interesantă ar fi, haideți să vedem cum poate obține acest IMM, care teoretic, așa cum spuneți, ca la manual, ar trebui să fie foarte elastic. Nu mai fac de mâine suzete pătrate, fac suzete rotunde. Pentru chestia asta îmi trebuie o investiție de 10.000 de euro, pe care nu i-am acum, că n-am disponibil cash acum, și vreau să-mi deschid o linie. Atenție, nu vreau un credit, vreau o linie de credit. Deci vreau să mă însoțească, să mă suporte financiar o bancă din România, ca eu să-mi pun această idee genială în practică. Având un studiu de marketing excelent, având depistat o nișă de piață formidabilă, având o materie primă pe care o iau gratis de nu știu unde,
și mă duc la bancă cu toate astea și spun, doamnă bancă, dă-mi și mie, te rog, o linie de credit pentru asta. Și banca nu zice, dă. Nu, banca îți dă, dar zice, păi vă puneți dumneavoastră cât vreți, 10.000 de euro. A, pentru 10.000 de euro veniți dumneavoastră cu apartamentul, mașina, nevasta, capra și pisica. Adică nu știu cum să vă spun. Păi aici este o altă problemă pe care iarăși o să fim datori să o discutăm. Pentru că dacă eu nu am încredere în ideea mea și zic, domne, cu asta fac și bani și intru și pe piață, ok, așa, și nu am curajul să-mi pun casa, capra și așa mai departe, atunci de ce să-i ceri o bănci să aibă curaj să-mi dea bani? Pentru că de-aia există bancă, pentru că băncile, uite, hai să luăm altfel atunci. Câte bănci din România mai sunt bănci de investiții? Noi nu avem niciun fel de bancă de investiții. Dom'le, cultura băncii de investiții față de cultura băncii comerciale e radical diferită. Dar ei și spune, aia e o bancă de risc. E o bancă care, când mă duc eu cu ideile mele geniale, ăla cheamă un specialist. În primul rând, de regulă, băncile de investiții sunt pe sectoare. Sunt bănci agricole, sunt bănci alimentare, bănci comerciale. Era bănci, acum 20-25 de ani banca de scont. Există niște specialiști care sunt în măsură să evalueze business plan-ul meu, să spună, bă, băiatule, vezi că bați câmpii, nu există. Ce vrei tu să faci, nu s-a mai făcut și e complicat. N-ai suport, n-ai promovare, n-ai habana, n-ai ceva. Dar, domnule... La mine banca este o bancă comercială, este ca un cămătar, îți dau banii, îmi dai banii, dacă nu îmi dai banii, ce fac? Îți iau capra. Da. Domnule Adrian Izvoranu, deschideți atâtea linii de discuție din care am putea face emisiuni întregi, astfel încât propun să ne oprim aici. Cred că o să trebuiască, atunci când o să revizionez la un moment dat în reluare această emisiune, o să trebuiască să-mi iau notițe, pentru că fiecare idee de a dumneavoastră înseamnă o temă de emisiune. Mulțumim pentru discuție, mulțumim domnului Adrian Izvoranu, vicepreședinte Patronatul Român. Iată câte teme de discuție vom avea într-o singură discuție. Într-o singură intervenție a domnului Adrian Izvoranu. Propun să ne oprim aici. Deja am depășit și cadrul temelor pe care le-am anunțat noi. Și, e bine pentru că le avem, le notăm și le vom discuta în edițiile viitoare ale emisiunii. Înainte să încheiem, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că ne pot trimite întrebările dumnealor sau dacă au propuneri pentru subiecte de emisiune pe care să le includem în cadrul emisiunii noastre la adresa de e-mail club7abc@tele7abc.ro. club7abc@tele7abc într-un cuvânt .ro. Mulțumim pentru atenție, așadar suntem Daniel Neguț și Gabriel Tănase și vă așteptăm și la emisiunea viitoare și la emisiunile viitoare. Iată câte teme de discuție s-au desprins numai de aici. La revedere!